Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă spun bun găsit din nou la o ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. După cum v-ați obișnuit în studioul nostru, poposesc invitați, invitate de pe toate continentele. Astăzi avem aici în această mică ambasadă a Împărăției lui Dumnezeu, care transmite valorile împărăției și laude pentru Domnul Dumnezeul nostru, avem o familie venită din Canada, din Vancouver, familie numită ca fiind ambasadoare, misionară a chemării la trezire spirituală pentru România. Mă bucur să iau aici pe Marian Volintiru și Rodica Volintiru. Bine ați venit! Vă mulțumim foarte mult pentru această invitație și ne simțim foarte onorați să fim cu voi și în această zi și să fim în România. Bine v-am regăsit din nou în România și în studio Credo. Ne bucurăm să fim cu voi și și în România totodată. Mă bucur că ați acceptat invitația și noi suntem onorați, eu și telespectatorii, pentru că efortul vostru de a veni în România este mai mare decât al nostru să urmărim o emisiune și chiar să o realizăm. Și din toată inima spun Dumnezeu să binecuvinteze mulțumesc lucrarea voastră și familia voastră. Aș vrea, pentru că sunteți deja a treia oară aici, al treilea an când veniți în România și ne onorați cu vizita și ne împărtășiți din gândurile și din lucrarea voastră, aș vrea să vă simțiți ca în familie, ca la voi acasă, să vorbim despre ce mai lucrează Dumnezeu în viața voastră și ce viziune este pentru România. Dar înainte de asta, să vă prezentați un pic familia. Știu că aveți 4 copii. Povestiți-ne un pic despre voi ca familie. Da, suntem o familie, avem 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Cred că am mai spus, între timp, bineînțeles, ei au mai crescut, dar încă sunt adolescenți, sunt într-o perioadă, aș putea spune, care sunt alte provocări, altfel de provocări și pentru ei și pentru noi. Nu? Cel mai mare are 18 ani, al doilea are 16, fata de 14 și 12 și fiecare la nivelul lui are, să spun așa, provocări și bineînțeles toate provocările lor, 4 sunt pentru noi o provocare și mai mare. Refer la sensul provocări, nu neapărat în sensul negativ. Deci sunt lucruri prin care ne confruntăm noi cu anumite cerințe ale lor, anumite situații ale lor și bineînțeles că trebuie să ne coborăm de multe ori la nivelul în care să ne aducem și noi aminte cum am fost când am fost ca ei. Și sunt... Da, deci locuim acolo de 22 de ani, dar frumusețea este că inima noastră bate pentru România. De ce așa? Nu știm. De ce a ales Dumnezeu să pună pe inima noastră România, durerile, problemele românilor și să le aducem înaintea Domnului în rugăciune și chiar împreună cu copiii, că și copiii văd și agrează cu noi de câte ori plecăm în misiune sau când mă vede de atâtea ori postind, rugându-mă, plângând, deja ei știu că Domnul are o mare lucrare cu noi pentru România, cu toate că ei deocamdată nu-și doresc să vină în România născuți fiind acolo. Dar îi mulțumim Domnului că suntem o familie unită și binecuvântată de Dumnezeu și ne bucurăm ca împreună să lucrăm. Dumnezeu e cel care va răsplăti fiecare efort pe care îl facem cu bucurie ca pentru Domnul. Aceasta e important, da. E de subliniat faptul că aveți 4 copii și toți sunt adolescenți. Da, da. Cu vârste cuprinse între 12 și 18. 12 și 18. O perioadă grea pentru ei. Chiar de curând am avut o invitată, o doamnă din Galați, Mariana Parapiru, care scrisese o carte, Adolescența se numește, și dânsa spunea, cred că și în carte este trecut,
că adolescența este cea mai grea perioadă din viața omului, perioada în care poți să ești sensibil, poți să fii rănit, poți să-ți înfrângă o situație sau o atitudine, elanul pentru toată viața și trebuie să avem foarte mare grijă cu adolescenții. Ei, pe acest context, 4 copii adolescenți și totuși atâta pasiune pentru alți oameni care poate nici nu le pasă de Dumnezeu, este de apreciat și poate sunt o parte care apreciază și sunt o parte care nu înțeleg și chiar judecă. Cum de găsiți voi resurse să investiți în alții atunci când aveți voi ale voastre? Păi nu știu, nevoie. Aveți voi ale voastre. Frumusețea mare este că în momentul când ești chemat de Dumnezeu, în momentul când cunoști viziunea care și scopul care Dumnezeu te-a chemat pe acest pământ, când bate inima pentru atâta lume pierdută, întristată, fără pic de speranță, ai totala încredințare, căci în ciuda oricărei împrejurări negative, să zicem, care s-ar putea să împlinească copiii noștri sau a celor care slujesc, avem în cerul Dumnezeu credincios. Ceea ce ne ține tare în această vreme să putem continua lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat este credincioșia lui Dumnezeu. În același timp este acea provocare pentru noi. Dumnezeu pur și simplu ne întinde, cum să spun, ca un arc, ca să mergem prin credință și să continuăm ceea ce El ne-a chemat, cu acea speranță și așteptare minunată a ceea ce Dumnezeu va face și din copiii noștri, că își le lăsăm o moștenire. Anul acesta eram gata să renunț. Am fost foarte mult lovită, atacată, multe încercări, provocări, cum îmi place soțul meu să spună, situații mai dificile. Și atunci am auzit vocea Domnului care mi-a spus: cine te asigură pe tine? Căci dacă tu renunți la lucrarea la care te-am chemat, problemele, situațiile se vor rezolva. Și zic: Doamne, așa este. Cu cât eu slujesc, sluji mai mult Domnului, cu atâta Dumnezeu, pe altă parte, la timpul lui și în felul lui, le va rezolva pe celelalte, pentru că își contează semințele care le-am semnat în copii, contează moștenirea care o lăsăm și o vede la noi. Nu suntem perfecți, am greșit foarte multe lucruri și poate mai greșim, mai strigăm la ei sau anumite lucruri, dar am atâta credință și așteptare și atât m-a provocat Domnul în anumite încercări care le-am avut cu ei, să privesc la El, la bunătatea Lui, la credincioșia Lui, la cuvântul Lui și ceea ce eu spun la alții, eu să trăiesc. Mai mult decât atât, Domnul ne sensibilizează multe încercări ca să simt cu cei care trec prin încercări, că n-am cu ce să mă mândresc decât cu Domnul, dar mă pot pleca la orice om zdrobit și în suferință care îmi trimite mesaje sau îmi scrie ceva, să pot să plâng cu el sau să-i dau anumite sfaturi pe care eu le-am experimentat sau l-am primit la Domnul, ca să le doresc mai departe, referitor la familie, la copii, vorbesc în general. Dar îi mulțumim Domnului pentru aceasta, căci focul pasiunii pentru el nimeni nu poate să-l oprească. Vedem dincolo de toate acestea și încredințarea că Dumnezeu lucrează în toate domeniile. Și în altă ordine de idei, copii, acum vorbind mai despre ei, în timpul cât suntem în Canada, 10 luni, să spun, petrecem timp cu ei. Poate este o perioadă când, normal, poate nu se văd atât de mult în afară efectele sau învățăturile noastre, investiția noastră. Dar am rămas surprins chiar de ziua mea când băiatul al doilea, Paul, mi-a trimis un mesaj pe telefon și mi-a spus acolo anumite lucruri, cum vede el relația dintre noi și vreau să spun sincer că mi-a venit să plâng. Eram la lucru și când am citit și am văzut că totuși ceea ce noi investim în ei, odată și odată, va da rod. Nu vedem la... Nu, atunci când pui o sămânță în pământ, trece timp. Depinde cât de adânc o pui și depinde ce sămânță este, nu? Și mi-am dat seama și am realizat că totuși nu trebuie să ne oprim din a investi în ei, chiar dacă de multe ori nu vezi rezultatul imediat. Și noi am vrea să vedem rezultate imediat și am vrea să fie
totul perfect, dar nu este totul perfect. Suntem într-o lume imperfectă, să spun. Am fotografia cu ei aici, toți o putem pune acum? Am vrea să vedem. O poate să pună să se vede? Se vor insera. Okay. Deci o familie foarte frumoasă și vedem de multe ori pe Facebook poze din astea în care sunteți cu copiii. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i ocrotească pe ei acolo. Și e sacrificiu, deci asta vreau să spun într-o lucrare, e sacrificiu și din partea noastră și din partea lor. Cu siguranță. Și ai spus mai devreme, unii judecă, unii apreciază. Când cunoști lucrarea lui Dumnezeu, apreciezi fiecare sacrificiu. Când ești pe margine, într-un duc de religiozitate, de critică și car după tine mai multe stări negative, judeci în loc să apreciezi ce sacrificiu fac oamenii aceștia și copiii aceștia. Dar Domnul le vede pe toate și Domnul să-i binecuvinteze. Chiar și pe copiii, de multe ori le-am spus și chiar nu, sunt, așa cum spun, provocări. De fiecare dată când să plecăm în misiune, se ivesc multe. Spre exemplu, am fost în Uganda între 8 și 18 mai, o lună înainte să venim în România. Și nu, ne-am pregătit de misiune, de totul, bagaje făcute. O zi înainte să plecăm, a luat foc pe aragaz ce am pus eu ceva acolo să fac. A luat foc, nefiind atent, ducându-mă până într-o încăpere acolo, și a luat foc și dulapurile și mai multe. Acum, logic și normal ar fi fost să spun nu, nu mai plecăm nicăieri și mă opresc, nu, toată casa plină de fum și dulapuri arse și asta. Am știut că sunt și încercări, pot să le spun atacuri sau știu cum, am zis nu, de aici trebuie să învățăm o lecție, trebuie să fim mai atenți, bineînțeles, dar sunt și multe piedici să nu faci anumite lucrări și nu, deci oricând. Dar am văzut frumusețea lui Dumnezeu, știi? De câte ori este ceva mai rău, mai negativ, acolo unde mergem sau unde Dumnezeu ne-a trimis, vedem mai multă roadă, mai multă putere, mai multă biruință. Cu cât e lupta mai mare, cu atât e și victoria mai mare. Yeah. Deci și vouă vi se întâmplă. Oh, la tatăl mare. Se întâmplă și aud și de la alții că întotdeauna când au o lucrare de făcut, când urmează un eveniment, când și-au propus să se implice în ceva mai mult decât înainte, vine așa, pe nepregătite ceva. Și probabil că unii renunță, dar de fiecare dată când nu renunțăm, așa cum ați făcut și voi, Domnul vine să compenseze, să contrabalanceze situația nepotrivită, poate chiar durerea uneori, poate chiar boala. Mm-hmm. Și după ce trece lucrarea și evenimentul, vedem că a fost chiar bine. S-a meritat efortul, da. Și spuneam că le-am spus la copii să nu, renunțăm. Nu mai plecăm nicăieri, suntem. Și chiar ei au zis, nu, voi ați fost chemați la o lucrare. Au înțeles și cât de cât, și au văzut, să spun așa, și văd anumite roade din urmă și încurajări și chiar cum spuneam de băiatul al doilea care mi-a trimis mesajul și mi-a spus, nu, așa cum tu m-ai învățat și cum spui de multe ori, nu renunța, există o soluție pentru orice problemă. Și m-am bucurat pentru că, și normal că te încurajează, și cum am zis mai înainte și soția, sunt și care vor să te tragă înapoi, dar și mă gândesc chiar la Petru când se coboare din barcă, cred că ceilalți ucenici au zis, nu, stai tu liniștit aici și l-au tras. L-au fi ținut de haină. Și toți cumva vorbim doar de Petru, dar de cei din barcă care n-au făcut nimic, ei au fost la loc sigur, în siguranță. Dar mergem, alergăm cu cei ce vor să alerge. Deci asta este o... Da. Îmi place și apreciez și frumos și mulțumim Domnului pentru situația asta în care copiii își încurajează părinții și îi susțin și aleg să se sacrifice. Bineînțeles că lumea, foarte multă lume o cunoaște pe Rodica, te vede pe Facebook, la conferințe, ți-a citit cărțile, dar eu consider că această lucrare este o lucrare a familiei voastre, a ta împreună cu Marian și împreună cu copiii. Amin, așa este. Și fiind și părinți și experimentând toate lucrurile care le experimentează părinții de adolescenți, să zicem acum, sunteți cu mult, cu mult mai relevanți decât dacă nu ați fi în această situație. Dar situația este cu implicațiile normale care sunt. Yeah.
Hai să vedem un pic, dacă ne uităm în urmă, deja veniți a noua oară în România, al nouălea an de misiune. Cum e să vii în fiecare an? Cum se vede România plecând de la prima dată sau poate chiar de când ați plecat la ceea ce găsiți acum? Când Domnul te cheamă într-o lucrare, prima dată am crezut că e doar primul an, postim, ne rugăm și vestim. Trece. Și trece. De fiecare an Dumnezeu din nou ne-a spus și din nou ne-a provocat, din nou post și rugăciune pentru România. Ok, am crezut că și al doilea an și al treilea an. Și acum, în fiecare an am văzut ceva mai mult. Am văzut mai multă foame, mai multă dorință, cel puțin în mijlocul femeilor, unde lucrez cel mai mult. Am văzut mai multă nevoie și necesitate. Și aceasta m-a provocat să continui. Nu numai atât, când v-am spus, de multe ori n-am fost gata să renunț. Până la urmă, locuim în Canada, familia noastră, totul. Ce trebuie să mai venim din nou în România? Dar văzând câtă nevoie este și necesitate și văzând totodată roade, care foarte multă lume a fost atinsă, schimbată, cercetată, prin mesaje, prin conferințe, prin cartea care ne-am scris-o. Și din nou, întotdeauna am întrebat pe Domnul, nu vreau să plec de capul meu, chiar dacă lumea mă dorește și vreau să știu clar voia Lui. Anul acesta din nou am întrebat pe Domnul, eram în mai, am fost în Africa, în Uganda, și în 2011 din nou tot în Uganda am fost și din nou acolo mi-am aminte că l-am întrebat pe Domnul dacă să plecăm în România sau nu. Și cred că poate vă amintiți când stând de rugăciune am mijlocit foarte mult pentru Uganda, și uitându-mă pe cer și eram așa în Duhul, am văzut mâna Domnului care a scris versetul care a fost punctul din care Dumnezeu ne-a chemat în misiune 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, care înseamnă și poți, se va ruga, va căuta fața Domnului. Și în anul acela, exact cuvântul acesta Dumnezeu mi l-a accentuat să vestesc, să spun poporului, căutați fața mea. Și am continuat să vestesc acest lucru. Anul acesta, când m-am dus din nou în același loc, eram și cu soțul, eram cu alte familii în America, zic, la o mare convenție în Africa, am fost chemați acolo și zic, hai să mergem pe muntele rugăciunii. Eu vreau din nou să mă întâlnesc cu Domnul, Doamne, vorbește-mi din nou aici. Este o muntă a rugăciunii de cel puțin 13 ani sau mai mult, în care lumea continuu, non-stop, se duce să roagă. Și unde se află? În Uganda. Este chiar în Kampala, unde este capitala. Și vin din toate părțile, dar mai mult de acolo, de la ei, și scrie, este un munte a rugăciunii pentru toate națiunile. Și se fac tot felul de conferințe cu John Mulinde, este unul dintre liderii lor. Și lumea se duce, chiar locuiesc acolo, mulți negri care sunt de acolo. Și vezi, ascunși prin diferite colțuri, nu este un munte stâncos, cum ne imaginăm noi, este o platformă în care sunt copaci, sunt diferiți tufișuri. Și se bagă pe dedesubt, cântă, se roagă, ori meditează cuvântul, îi vezi că aleargă de într-o parte în alta, alții plâng de nu mai pot și strigă la Domnul, alții cântă în diferite locuri. Și mi-am găsit și un loc, am zis, Maria, lăsați-mă singură, vreau să fiu singură cu Domnul. Zic, Doamne, care e planul Tău pentru anul acesta? Ce vrei Tu, Doamne, dacă e să plec în România sau nu? Ce vrei Tu, ce mesaj să duc mai departe, Doamne? Ce este în inima Ta? Că-și contează foarte mult când știi că ești chemat de Dumnezeu. Nu te duci cu inteligența ta, cu școala ta, cu teoriile tale, care sunt bune, dar trebuie să fie în armonie cu planul, voia și inima lui Dumnezeu. Aceasta este cel mai important. Și am înțeles acest lucru. Și atunci l-am întrebat pe Domnul și a fost puțin de mult luptă până m-am putut conecta cu Dumnezeu. Și în momentul acela, asta mi-a spus Domnul. Același verset, 2 Cronici 7:14, dar de data aceasta Domnul mi-a spus, dacă am ascultat, deci eu și poporul, să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Lui și să ne depărtăm la căile noastre rele, urmează răspunsul. Concentrați-vă de acum la ce fac eu. Vă ascult, vă iert și vă vindec țara. Deci, în acel moment, Domnul mi-a accentuat să vorbesc foarte mult despre El. Până acum am vorbit ce să facem noi. Post, rugăciune, care trebuie să continuăm să postim și să ne rugăm. Dar de data aceasta, toată atenția, mi-a zis Domnul, trebuie să o am eu, ce fac eu pentru cel care s-a jertfit, pentru cel care s-a mărturisit, pentru cel care căuta fața mea, pentru cel care s-a depărtat la căile rele. Este momentul când Dumnezeu să înceapă să lucreze. Dumnezeu începe să răspundă la rugăciuni. Deci, cu alte cuvinte, adu speranță poporului. Vin înaintea mea de acum cu așteptare.
Nu numai doar în plânsul acela jalnic, nu numai în acea dezamăgire și postezi și plângi, Doamne, de ce, Doamne, până când? A venit vremea, încurajează poporul meu, vine vremea răspunsului, vine vremea biruinței, vine vremea recoltei, vine vremea trezirii pentru care de atâția ani de zile noi, în părticica noastră, am făcut. Și aceasta ne-a adus mare, mare bucurie și așa și mai multe mi-a spus Domnul și personal și alte versete din Biblie în care tot accentul era înspre ce face Domnul, nu numai în ce am făcut noi. Căci aici putem cădea în neprihănirea proprie. Păi, cine e ca mine? Eu postez mult, eu mă rog mult, eu mă îmbrac așa, eu fac așa. Și Domnul a spus, ok, astea sunt părțile disciplina voastră, dar totdeauna ochii tăi trebuie să fie la mine. Așteptarea ta este la mine. Vreau să mă cunoașteți mai mult. Vreau să colaborați mai mult și să vedeți cum lucrează cerul să vină pe pământ. Asta este partea noastră. Și acest lucru m-a motivat din nou ca să ne pregătim și să venim în România. Și foarte mult să vorbesc și de aceea am scris și cartea, vorbim mai târziu, cum să fii biruitor în încercare împreună cu Dumnezeu. Foarte frumos. Ne bucurăm că Dumnezeu are așa un mesaj pentru noi. Și odată ajuns aici, aș vrea să știu cum găsiți lucrurile anul ăsta? Cum găsiți bisericile? Cum găsiți oamenii? Eu de obicei, de felul meu probabil, că în ultimul timp am încercat și încep să mă ghidez după anumite principii, să fiu proactiv și nu reactiv și să văd în oameni doar lucruri bune și am ales și aleg să le văd pe cele bune și vreau să spun că am întâlnit oameni și familii, biserici care într-adevăr se vede o schimbare de când venim în România din 2007 și până anul acesta, deci se vede o schimbare chiar în toată România, în ciuda faptului că mulți poate se axează numai pe părțile negative. Noi am ales să ne axăm pe cele pozitive și să vedem ce este pozitiv în oameni, ce este, pentru că fiecare, vrei, nu vrei, trăim într-o lume imperfectă și avem lucruri care nu sunt perfecte. Fiecare în viața lui, în familia lui, în biserică sau în societate. Deși axându-te și începând să schimb vederea, de fapt, încep să vezi lucrurile mai bine și cei din jur încep să vadă și ei mai, lucrurile mai bune. Chiar vorbeam cu cineva și ajunsesem la o discuție că nu, sunt lucrurile cum sunt și atunci am zis, zic, eu aleg totuși să văd ce este bun și să promovez news-urile, știrile, veștile bune. Pentru că promovând și vedem și cu, să spun așa, sad sau cum să spun, cu tristețe cu este că și noi ca și creștini de multe ori dăm mai departe ceea ce se întâmplă rău. Într-adevăr, sunt multe lucruri rele care se întâmplă și trebuie să le spunem, să ne rugăm pentru anumite lucruri, dar nu înseamnă că trebuie să le promovăm și să ne axăm și să vedem doar ceea ce se vede rău, nu? Deci și cu Ioan când a fost în pușcărie, în închisoare și trimite la Domnul Iisus ucenicii și spune tu ești acela sau să așteptăm pe celălalt? Pe când Ioan era cel care a vestit nu venirea Domnului Iisus și acu el se întreba tu ești sau? Și Domnul Iisus spune Ioan, uită-te la ceea ce se întâmplă, nu te uita la ceea ce nu fac, nu te uita că nu te scot pe tine în închisoare, uită-te că șchiopii umblă, orbii văd. Uite-te, hai să ne uităm. Se vestește Evanghelia. Da, uită-te la ceea ce se întâmplă. Nu te uita la ceea ce nu ai. Uită-te la ceea ce ai. Cam așa am, cel puțin noi am ales să mergem în direcția asta și mă bucur că am întâlnit și oameni care, într-adevăr, suntem pe aceeași lungime de undă, să spun așa. Și, cum am zis și mai înainte, alergăm cu cei ce aleargă pentru că știm că nu suntem singuri. Domnul este de partea noastră și asta e mai mult. Deci nu ne împiedicăm cu cei care se împiedică așa și nu ne uităm la partea goală a paharului. Bine ați venit! Da. Îmi plac astfel de oameni și, cum spuneam într-un loc în care am slujit împreună cu Rodica, îmi place să spun celor din jur să prețuiască astfel de oameni ca și voi,
Pentru că este foarte ușor să vii, să critici, să vii să spui că la noi în America e așa, pe vremea mea era așa și tot timpul să scoți în evidență că nu-i destul de bine. Dar oamenii din jurul nostru care se luptă cât se luptă, cât înțeleg, au nevoie mare de încurajare. Yeah. Și să le scoatem partea bună la vânzare și nu ce are ea. Pentru că rău, așa cum spuneați voi, se înmulțește atunci când noi tot vorbim despre el. El atrage mai mult. Vedem problema mai mare decât Dumnezeu, ceea ce este greșit. Care sunt acele lucruri, că ziceați de schimbări, care sunt acele schimbări care vă bucură cel mai mult? Așa, câteva lucruri concrete care le-ați văzut că s-au întâmplat, fie prin influența care a avut-o lucrarea voastră, fie prin ceea ce a făcut Dumnezeu între timp, în anii ăștia. Că... Eu aș putea să spun, pentru că am participat la foarte multe conferințe cu femeile, prin natura mea de șofer, soț, ajutor sau slujitor și secretar și tot ce vreți, deci eu sunt... Am văzut, deci, cum să spun eu, dacă lucrezi un pământ undeva și vezi că nu dă rezultat după câțiva ani, după un an, doi, în final renunți și spui nu e bun pământul sau nu e bună sămânța, renunți și te duci, te orientezi în direcții diferite, să spun așa. Dar am observat și am văzut și la ea și mesajele care ea le primește. Nu am intrat eu prin mesajele particulare a persoanelor, dar văzând și femeile care au fost schimbate în urma mesajelor care ea le-a adus sau le-am adus împreună, și atunci am zis, se merită riscul, se merită și dacă venim în România și pentru o singură persoană, se merită. Dacă o persoană a fost schimbată și ajutată și întărită, se merită tot sacrificiul. Și de multe ori îmi place acel versetul meu cheie la Luca 14:25, am mai spus eu, spune că împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și a spus, dacă nu lași în urmă, dacă nu, e tot versetul acolo, deci să renunți, să urăști, spune. Bineînțeles, acolo spune despre priorități, schimbă-ți prioritatea, întâi Domnul și pe urmă celelalte. Și văzând lucrurile astea, normal că o încurajez și mă încurajez și pe mine totodată și spun da, se merită. Așa cum am spus cu câmpul, când îl cultiv și vezi că încep să dea roade, te bucuri și normal, te bucuri și de roade, dar lucrezi și cu mai multă pasiune, cu mai multă râvnă pe acel câmp. Și aici e vorba de câmpul misionar pe care noi îl avem și nu numai în România, dar așa cum spuneam și în Africa și oriunde am fost, te simți, într-adevăr, eu personal simt că încep să-mi intru în destin, în scopul care am fost chemat pe pământ. Și am mai spus la cineva și de obicei mai spun, uite, du-te la cimitir, și nu vreau să fiu, știu, morbid sau cum se spune cuvântul, adică să vorbim despre morți, dar uită-te pe cruci, spune anul când s-a născut și anul când a murit. Și între acei ani este o liniuță, aceea este viața ta, ce ai făcut cu ea. Deci ce ai făcut în perioada aia foarte mică. Deci asta este foarte important pentru mine și... Într-adevăr am văzut schimbări, stând de vorbă cu femeile personal, deci și prin mesajele care le primesc zilnic. Ceea ce mă bucură pe mine mai mult decât orice este când văd în surori cel puțin foame și sete după Dumnezeu. Dintr-o dată atâtea femei, mi-a spus sute de femei, cam aceeași idee. Văd diferit, înțeleg diferit viața, lupta și relația cu Domnul. Parcă simt ce simt și tu, dar parcă sunt la un alt nivel. Doresc mai mult din Dumnezeu, am mai multă pasiune să citesc, să mă rog, vreau să plec în misiune. Văd așa o dorință de a intra în lucrare, de a fi diferită cu soțul, cu copiii. În același timp, dar acum înțeleg ce greșeli am făcut în familia mea. M-am bucurat cum Duhul Sfânt cumva a adus o lumină
nouă, o cercetare nouă, parcă au căzut solzii de pe ochii multor, multor surori și le-a adus mai aproape de Domnul, mai aproape de realitate, de a nu sta doar într-un nivel de religie, de tradiție, de rugăciune chiar, de cântare. Cu ajutorul Domnului mi-a dat harul să le expun și să le arăt că există mai mult. Și aceasta am văzut-o, nu pretutindeni, dar am văzut și aceasta ne-a motivat mai mult ca să continuăm, mai mult ca să investim, mai mult ca să ne rugăm și aceasta e adevărat pentru mine, a necesitat mai mult timp, stând ore în șir, doar pe computer să pot să transmit mesaje și încurajări și rugăciuni plus la telefon, deci asta în afară, numai când vin aici, dar m-am bucurat și de mărturiile frumoase pe care le-am primit în urma mesajelor sau a cărții, toată gloria tora Domnului, dar am văzut că Duhul Sfânt lucrează, deci cumva ceva, o nouă prospețime și înviorare și încurajare a dat sens surorilor să iasă dintr-o stare de apăsare, depresie, dezamăgire, inferioritate și să creadă că are viață, are potențial și poate mai mult. Pentru ea ca și femeie, ca și soție, ca și mamă, ca și creștină. Și aceasta îi dăm slavă Domnului, că Duhul Sfânt este ca cel care lucrează și a deschis multe inimi. Cu siguranță. Vorbeați de femei și de schimbările din viața lor. Aș vrea să vedem un pic și nevoile. Peste tot unde mergeți, multe femei vin, vorbesc, se deschid. Cum le vedeți? Care credeți că sunt nevoile pe care le au? Poate... Femeile cel mai mult au nevoie de încurajare, am văzut. Au nevoie de cineva care să știe că le pasă de ele și căruia să se deschidă. Sunt foarte multe femei cu traume, cu păcate ascunse, cu rând care nu știu și nu găsesc vindecarea chiar dacă merg la biserică de ani de zile. Traume din tinerețe, din copilărie, probleme în familie, cu soții, cu copiii. Acestea sunt pe primele locuri. Probleme cu copiii și probleme cu soțul. Cele mai multe surori au soți nepocăiți sau un soț doar cu numele că-i pocăit și ele se chinuie singure la muncă, singure la rugăciune sau nici nu pot merge la biserică. Și am văzut atunci nevoia de așa mare de încurajare, de a înțelege în primul rând cine-i Dumnezeul și tatălor căruia slujesc și spun că sunt creștine și identitatea lor. În momentul când îți cunoști identitatea care scrie pe pagine Bibliei, atunci tu te raportezi total diferit la nevoi și la probleme. Vii cu o nouă imagine, cu o nouă identitate, având sprijinul și ajutorul cerului, chiar dacă e singură. În același timp, avem nevoie unele de altele și le-am încurajat la grup de rugăciune. Femeile au nevoie să se încurajeze una pe cealaltă, să fim transparente. Eu învăț de la tine ceva, tu înveți de la mine ceva. Și în felul acesta putem să progresăm. Am întâlnit surori, o soră cu 12 copii și a trecut prin multe în viața ei. Și acum este atât de bucuroasă că vin surori tinere care au copii și au nevoie de un sfat, nu știu ce să mă fac, uite în situația aceasta, în situația cu acest copil, că-i boală, că-i rebeliune, că-i neascultare. Și am văzut frumusețea împletirii generaționale între tineret și cei mai în vârstă, care este foarte important, dar sunt puține acele mame sau acele văduve sau acele femei mai puternice care să-și facă timp pentru cele mai tineri să le învețe, cum ne spune și cuvântul. Dar am încurajat lucrul acesta ca să fie acea deschidere și transparență și să ne facem timp, că este o lucrare. Nu trebuie neapărat să mergi în Africa ca să fii o misionară. Poți să fii misionară la tine acasă sau în vecinătatea ta sau în familia ta, că este mare nevoie în rândul femeilor. Și multe lucruri să se deschide. E adevărat, când e vorba de niște dureri, apăsări, chiar păcate ascunse, nu te poți duce nici chiar la păstor, pentru că e rușine, este teamă, teama de a fi bârfită. E nevoie de femei care sunt dedicate pentru Dumnezeu și transparente, care nu duce mai departe durerea ta și eu duce înaintea Domnului și totodată îți dă sfaturi și învățături ce trebuie să faci și nu trebuie să faci ca să crești și să te ridici mai sus. Dar am văzut în multe, nu peste tot, sunt localități și slavă Domnului, la voi în Cluj, este totuși o lucrare mai puternică, un nivel mai înalt de credință, de revelație, ați avut oportunități mai mari, oameni pregătiți mai puternici în ceea ce privește vestirea cuvântului, în conferințe foarte multe și asta mare
mare lucru înseamnă pentru femei, vorbesc în primul rând, și bineînțeles că și pentru toată biserica. Și de ce nu femeile de aici să-și extindă teritoriile, să se ducă la cele din sud sau în altă parte unde nu sunt atâtea oportunități de a fi, de a face seminare, de a face întări surorile, de a face conferințe de femei, de a vorbi de la una la cealaltă, începând prin conexii, Facebook, întâlniri, contează foarte mult să se întindă mai mult această stare de ajutorare, de apreciere, de încurajare, de unitate împreună, căci femeile sunt o mare oștire, cum spuneai mereu, și lucrări extraordinare poate Domnul să facă prin femei. Pot să adaug ceva ca din partea unui bărbat? Yes. E foarte binevenit. Vorbiți, vă solicităm, știu că este o emisiune pentru noi femeile, dar e nevoie întâmplare și sunt femeile și eu aici, sunt ajutorul potrivit pentru soții lor, așa că nu putem să scoatem din ecuație. Da, pe deci am văzut și am observat toți acești ani, într-adevăr, femeile sunt mai emoționale. Imediat se conectează una cu alta și conferințele, am observat, sunt total diferite dacă ar fi conferințe cu bărbații. Bărbații sunt mai logici, mai așa cum se... lor, fiecare. Da, fiecare cu sertarașul lui și asta, dar cred și sunt convins că o femeie n-ar putea să facă toate cele ce ea spune, să iasă din starea ei sau din mă refer la cele căsătorite. Din mentalitatea care o are dacă soțul nu o încurajează, dacă nu lucrează împreună. Pentru că acum nu vreau să spun că sunt soțul perfect, am multe încă de rezolvat în relația unul cu altul. Lucrăm la aceasta și sunt convins și chiar știu sigur și am observat așa în timp, familiile, soț-soție care nu sunt una și care nu lucrează împreună și nu comunică și nu sunt una, în momentul în când au copii și copiii pleacă, se căsătoresc și rămân ei singuri, atunci intervine divorțul chiar și separarea lor, pentru că ei s-au axat pe lucruri diferite. Și erau într-un divorț emoțional, emoțional de mult. Și doar atunci a fost momentul că n-am mai avut cu ce să-i lege împreună, de fapt. Și de aceea este bine să comunice și cum mai am eu o idee prinsă din alt loc, este... Fiecare avem un cont emoțional și trebuie să, ca și familie, ca și soț-soție, și trebuie să punem în acel cont tot timpul, pentru că vin furtuni când vei lua din cont și dacă doar ei, la un moment dat nu mai e nimic și duce la faliment. Deci asta e, să spun așa, un cont emoțional între soț-soție. Deci unde trebuie să punem... De investiții, de investiții, de economii. Da. Și în momentul în care se... Că-ți vin furtuni la oricine. Nu cred că este familie care să nu aibă cel puțin o mică furtună în familie. Și deci, nu-s pe pământ, cred, care nu da, au cred furtuni. Că doar cei care sunt în poze. Dar și asta spun că femeile sunt foarte încurajate, dar aș încuraja și soții lor să le înțeleagă și să le dea valoarea care ar trebui să o aibă ele. Deci sunt familii care femeia încă este ținută în anonimat, în sub papu, cum se spune pe românește, și nu îi dă valoarea care este. De fapt, suntem împreună lucrători, trebuie să fim parteneri, nu suntem unul mai sus, unul mai jos. Dar avem chemări diferite, avem, daruri și responsabilități. Exact, responsabilități da. Diferite. Și asta nu înseamnă că pe mine mă ridică mai sus și eu tu taci și eu sunt macho man sau știu eu cum să spun, omul de... Deci cam asta văd eu pe unde am fost și sunt multe, cred că ea ar putea spune mult mai multe unde sunt femeile, știu eu, abuzate și psihic, nu numai fizic sau știu eu, lucruri care asta necesită conferințe de bărbați, da, în care ei să crească și să fie sfătuiți și învățați. Am luat aminte de mult de aceste conferințe de bărbați. Dorim lucrul acesta, ca să înțeleagă sensibilitatea femeilor. Sunt mulți bărbați care mă auzi mai târziu ce nu știu, nu am știut lucrul acesta de sensibilitatea femeii, despre dorințele femeii, chiar durerea că nu se deschide, că e frică de el sau mai știu eu ce, dar în momentul când este o armonie și baza este cuvântul,
lui niciodată nu e frică că eu mă ridic deasupra lui, chiar dacă pe mine Domnul m-a chemat mai multe lucrare și vorbesc, el tot bărbat rămâne. Deci îi înțeleg autoritatea care o are în lumea spirituală. Și de aceea, cum a zis, este foarte important ca și soțul să înțeleagă lucrarea femeii, darurile ei, valoarea care o are și susține. Și aceasta îi mulțumesc Domnului că el a văzut și m-a susținut, m-a încurajat, m-a trimis, mi-a făcut chiar surprize, du-te la acea conferință sau acolo. Pentru că a înțeles că nu e vorba de mine sau de el, e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Aici am încercat eu foarte mult să vorbesc în multe conferințe, pentru că noi am fost învățate, poate aici în România, tu, casa ta, familia ta, copiii tăi, și cu toate că te concentrezi 100%, tot sunt probleme. Domnul nu ne-a creat numai pentru acest lucru. În noi este potențial mult mai mare și Dumnezeu vrea să ne deschide noi teritorii, să ne lărgească cortul, ca să putem să înțelegem inima lui de Dumnezeu pentru întreg pământul. Adică multă influență. Mult mai mult putem să facem și am întâlnit femei în România foarte devotate, cu daruri, cu putere, cu lucruri extraordinare. E adevărat, trebuiesc multe modelate, cizelate, și de aceea e bine să ai un bărbat lângă tine, că te mai trage, te mai scutură, te mai, dacă cumva îndrăznește, ridici mai sus, și mulțumesc Domnului pentru el. Și în felul acesta, când avem perspectiva din aceasta a lui Dumnezeu de a fi efective pentru împărăția lui, nu euul meu sau eu să fiu cineva, atunci lucrurile merg frumos. Atunci este armonie în familie și înțelegem, ne sacrificăm, e adevărat, și facem niște lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui pe întreg pământul, fie la nivel de vecinătate, comunitate, biserică, sat, oraș, țară și așa mai departe. În felul acesta devenim lucrători împreună cu Dumnezeu și vom vedea frumusețea lui Dumnezeu care ne provoacă atâtea lucruri. Dacă Domnul ne dă nouă încercare, știm cum să ajutăm alții. Am cunoscut familii care au fost probleme, păcat între ei, divorț, Dumnezeu a împăcat, i-a restaurat și acum ei lucrează cu familii care au aceleași probleme. Ce mare lucrare face Dumnezeu și cum a întors Domnul totul pentru slava lui, și sute și sute de familii sunt restaurate. Aș vrea să-l întreb pe Marian, pentru că și tu ai confirmat că te sprijină și el a spus-o și se vede lucrul ăsta. Cred că pentru bărbații de care spunea, care nu dau destulă valoare soțiilor și nu le ajută să-și folosească potențialul, Marian este un exemplu, în primul rând prin ceea ce face și apoi prin ceea ce spune, dar o să și întreb așa practic, care sunt domeniile la care Rodica are cel mai mult nevoie de ajutor și cum încerci să o ajuți? În toate domeniile. Nu chiar în toate, dar nu știu, e o întrebare care să răspund verbal, nu știu, mai mult practic poate prin ce o ajut, susținut moral, să spun așa, de multe ori poate sunt lovituri împotriva noastră sau a ei și chiar anumite mesaje nu îi le mai transmit care le primesc de la anumite persoane, pentru că știu că nu o zidesc și nu o încurajează și ne învârtim în același loc tot timpul. Și chiar am prins această idee de la un mare păstor, unde spunea că el când merge la conferințe, întâlniri, nu vrea să primească nicio veste negativă înainte de a aduce mesajul, pentru că îl influențează vrei, nu vrei, și atunci mesajul nu va mai fi așa cum trebuie. Vrea să audă mesajele, știrile negative după ce el duce mesajul, pentru că este foarte important, nu cum este starea ta, așa adus și mesajul. Și încerc să o protejez în această direcție, că și când primim e-mail-uri sau știu altele, că mai sunt printre toate care sunt bune, mai sunt și câteva care nu sunt. Și de ce așa, de ce nu așa, de ce tu, de ce nu altcineva, de ce nu bărbatul și tu și mai multe. Chiar cineva a sunat odată din România în Canada să-mi spună că atât de mult mă apreciază și m-a periat, până la urmă spune, dar știi, soția ta trebuie să... Vă dați seama, a fost puțin cam pentru mine, am început să mă simt bine la toate aprecierile.
și în final să-mi spună, uite asta, și am zis, ok, deci asta de fapt a fost mesajul care ai vrut să-l aduci. Scopul aprecierilor. Și am zis, mulțumesc, dar nu am nevoie de sfaturi, pentru că eu o cunosc mai bine, trăim de 20 de ani împreună și nu poți să-mi spui tu mie, care doar ai auzit toată vorbind anumite... Deci, în acest sens să spun că o protejez sau o ajut. Și mai și atunci când pleacă în conferințe care sunt doar pe weekend în America, a fost în multe locuri sau unde este de scurtă durată, nu mergem împreună pentru că este, nu, și cheltuială și plus de asta copiii și serviciu și doar aceste două luni le alocăm, să spun așa, unde plecăm împreună și este mai mult timp, care într-adevăr este mai costisitor și mai obositor și mai multe, dar... Eu pot să adaug, poate el nu-și dă seama, dar de câte ori a trebuit să postez, nu mi-a fost ușor. Dar m-a susținut. N-a zis nu. Nu e ușor. Fie 10, fie 40 de zile. Nu este ușor pentru un bărbat. Sau când am spus, te rog, stai tu cu copiii, vezi ce faci, eu simt că trebuie să mă duc sus să stau în rugăciune cu Domnul. Sau am descris acum mesaje. El, într-adevăr, mă susține, asta cu copiii sau uneori face anumite mâncăruri activități. Da, și când au luat foc, atunci au fost cam da, eu eram mâncare. Plecată, că era ultima zi să mai fac ceva cumpărături pentru Africa și el să prăjească niște ouă la copii și așa. Și uite, așa se întâmplă. Dar din toate învățăm și mulțumim Domnului că nu suntem perfecți, dar din nou repet, pentru că am înțeles lucrarea și chemarea lui Dumnezeu, lucrăm împreună. Și pot să spun că dacă aș fi fost doar singură, nu eram unde sunt astăzi fără el. Și Domnul să fie lăudat și Domnul să-l binecuvinteze și să ne țină mai departe tari în această lucrare. O mărturie că se poate lucra în echipă și că atât bărbatul cât și femeia au daruri, cum spunea Marian, și au valoare egală în ochii lui Dumnezeu, că așa și scrie. Aș vrea să vă las în încheiere timp să împărtășiți un verset, un gând, un cuvânt de suflet pentru telespectatoare și telespectatori. Chiar când am venit, mi-a dat Domnul acest verset de la Ieremia 29, 11 cu 14. Ai vrei să-l citești tu, că ai ochelari? Da. Okay. 11 cu 14. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile. Bine, până aici ne oprim. Pe prinșii voștri de război. Amin. Amin. Deci pentru mine este o încurajare care am simțit-o de la Domnul pentru România, să înțelegem din nou cum gândește Dumnezeu. Nu să aducă nenorocire și război și de toate, dacă vin din cauza păcatelor noastre, dar Domnul ceea ce are pentru noi, pentru toți, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, să ne dea un viitor și o nădejde. Și important este din nou versetul care pe mine m-a motivat și m-a motivat întotdeauna să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima și El ne promite că se va lăsa găsi de noi. Aceasta este cheia unei relații cu Dumnezeu, a pasiunii, a puterii, a lucrării, a tot ceea ce vrem cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, să-L căutăm și El se va lăsa găsi de noi. Și atunci vom crește spiritual și vom vedea multe roade pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Aș putea să adaug aici, chiar acum mă gândeam, spune că eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Totul este la nivelul gândurilor și dacă Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire, de ce să avem noi gânduri de război și de nenorocire și de judecată și de critică? Este o alegere, deci ceea ce gândești aia e și aceea și spui. Deci ar trebui să, chiar acum m-am gândit la lucrul ăsta, dacă Dumnezeu are aceste gânduri
Oare de unde vin gândurile negative? De unde? Și clar, atunci când vin gânduri negative, normal că am deschis ușa să fim influențați de cel negativ, ca să nu spun alt nume. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase, pentru ceea ce sunteți și uitându-mă la ce se întâmplă în România, și voi sunteți o parte importantă, dar Dumnezeu mișcă lucrurile din multe părți și am întâlnit și eu, umblând pe la conferințe sau discutând cu invitate care vin aici, multe rețele de rugăciune. Nu doar una, ci sunt rețele de surori, care, și frați, dar eu cunosc mai mulți surori, care se suprapun unele peste altele, pleacă una dintr-un colț a țării, ajunge în celălalt. Rugăciuni pentru țară. Și am găsit câteva versete care pare că așa se potrivesc, descriu o situație de pe vremea Domnului Iisus și aș vrea să le citim și să schimbăm niște nume de localități de aici cu numele țării noastre și să ne încurajăm. Cred că mulți simt la fel, că Dumnezeu mișcă lucrurile în România și au fost multe promisiuni. Da. Și versetele sunt din Matei 4 cu 23. Zice așa: Iisus străbătea toată România, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Europa. Și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoți și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din România, din Europa și am putea pune aici orașele noastre din Ierusalim, Iudeea, adică din Târgu Mureș, din București, din Cluj și de dincolo de Iordan. Acum nu știu Iordanul cu ce să-l schimbăm, de dincolo de Dunăre, de Prut, de români din Europa, de dincolo de granițele țării, din diaspora. Dumnezeu, cred că împreună sau prin oameni ca voi și ca și alții, am avut foarte mulți oaspeți veniți aici cu misiune de la Domnul pentru România, mișcă lucrurile, pentru că Iisus este pe pământ prin Duhul Sfânt și prin oameni care sunt templul Duhului Sfânt. Așa este, ne bucurăm. Și eu mă bucur că am putut să mai împărtășim încă o dată și Dumnezeu să vă protejeze pe voi, pe familia voastră și pe telespectatorii noștri să îi îmbogățească cu tot ce are El pentru fiecare. Amin. Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Sunt sigură că ne vom revedea peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile, cu bucurie, dacă Dumnezeu ne va ajuta. Rămâneți sănătoși și protecția Domnului să fie peste casele dumneavoastră. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.